celora care sunt astăzi în sala de spectacol. Vă rog să aplaudați! Sunteți într-o seară exclusivă și excepțională! Dumneavoastră cei care vreți să fiți mulți, sunteți cei mai drăguți! Ne ajutați astăzi să derulăm această frumoasă sărbătoare! Am zis, e Crăciun, e frumos! Am zis, bună seara, oaspeți dragi! Sunteți mulți, ca niște fragi! Bun găsit și hai noroc! Aici viața e cu foc! Aici viața se trăiește și nimeni nu îmbătrânește! Bună seara! Bun venit! Chiar e timpul potrivit! Mă uit în sală, sunteți mulți! Aplaudați-vă, rog, această serată minunată! Deci noi venim cu energie bună! Înainte sărbătorilor de Crăciun, să vă facem viața frumoasă, bucuroasă! Să vă aducem cele mai bune și cele mai sincere urări de bine și de fericire și de bucurie și de sărbătoare. Mă uit aici în jur, e atâta lume, ce minune! Vai de mine, ce să fie asta anume? Pe microfon? Iar și eu mă mir. Ce e atâta lume aici? Ce se întâmplă aici? Muzica mai încet. E o sărbătoare. Dacă e sărbătoare, să fie sărbătoare. Și în traiul fiecarei sărbători, fiecare dintre dumneavoastră vrea să petreacă frumos. Vrea să petreacă artistic. Vrea să petreacă în sânul familiei sau să iasă cu o familie la mii de activități. De aceea, în mare sărbătoare și în preajmă de sărbători, dacă e sărbătoare, sărbătoare să fie. Când se strâng așa, cu toții, într-o sală atât de mare, putem zice ferm, începe o sărbătoare. În preajma sărbătorilor vă rog să aplaudați și să înceapă această mare sărbătoare, așa cum sunteți voi buni la suflet și muzica mai tare vă rog. Dragul casei e frig, fulguie, se așterg troienele și este un Crăciun. Totul este magic și totul sclipește în jur. Atâta lumină și atâta căldură, lumea devine mai pură. Și dacă e sărbătoare, sărbătoare să fie, cu chef bun și omenie! Aplauze, mulțumim! Moldovenii azi s-au strâns la o sărbătoare aleasă. Ne vom distra în ritm de dans, cu muzică, de acasă. Dacă e veselie, veselie să fie, cu oameni buni, de omenie. Vă invităm să aplaudați, să cânte muzica Cristi mai tare! Haideți să începem această mare sărbătoare! Mai încep? La organizarea acestui mare spectacol a contribuit foarte multă lume bună, în calitate de organizatori, sponsori, parteneri și colaboratori. Le mulțumim oficial pentru susținere și ajutor la desfășurarea acestui mare spectacol. Prezentatorii de astăzi, Alina, Nikita, Lilia Talmaci și Bogdan Iosif, vă rog să-i aplaudați! Mulțumim! O să vă fac o serată de cinste, să vă aducă bucurie în suflete, dar depinde și de voi! Noi venim din inimă și ne adresăm inimilor dumneavoastră! Aplauze furtunoase! Organizatorii spectacolului la Montreal, Alina Nikita, sponsor general al evenimentului, curtier imobiliar Proprio Direct, fondatoarea și directoarea Academiei Educative din Montreal, și membru al Consiliului Național al Diasporei din Canada. Academia Educativă din Montreal, școala de sâmbătă pentru copii. Violeta Martin Moraru, cu compania Club Violeta Evenimenti, proprietara hanului moldovenesc. Vă rog să aplaudați. Muzica mai tare. Sponsori: Zinaida Ciubotaru, consilier financiar industrial Allianz. Adriana Antoniale, reprezentant al companiei Dotera. Cristina Mandea,
curtier ipotecar multipret. Cornelia Bota, proprietara clinicii dentare Dental Manhattan Dentair. Éclairage sur la scène, pas dans la salle. Parteneri, jeu de lumière. Ambasada Republicii Moldova în Canada. Vă rog să aplaudați, suntem în colaborare directă cu Ambasada Republicii Moldova în Canada. Ana Mânticanu, președinta Comunității Moldovenilor din Quebec. Vero, Canada, cu Nicolae Lavric. Colaboratori, Ambian Fotografii Design, avec Roman Nichită și Samantha Daniela Dinio. Cristi Mărgineanu, cu Party with Class. Ioana Bruț, cu Jota Ghidrojutsu. Iolanda Roman, avocat. Iria Petrenco, Biju Hemmer. Liliana Talmaci, notar. Muzică. Marcel Laura, colaci la comandă. Angela Tătaru, meșter popular și artizan. Mini World, servicii aniversare pentru copii. Viorel Mărgineanu, fotograf profesionist. Olena Catana, plăcinte ca acasă. Și Marcela Rusu, patiserie. După cum ați văzut și ați înțeles, se creează o energie foarte pozitivă. Noi ne bucurăm că dumneavoastră sunteți receptivi și vă invităm să ne susțineți în acest proiect. Știți, mulți interpreți, mulți artiști pe care îi invităm noi aici, fiindcă suntem departe de casă, ei vin să ne cânte, să ne ureze, să ne poposească. Alții dintre ei vin pentru prima dată în Canada, numai pentru acest mare efort care îl face pentru noi. Haideți să aplaudăm, să ne creăm multă energie în jurul nostru și o aură pozitivă. Aplauze vă pentru mari artiști care vin să ne cânte aici, departe de casă, dar să ne cânte pentru noi, ca acasă. Iar acum, Alina, eu sunt intrigată. În ce? Cine va cânta? Cine ne va face mare veselie în seara aceasta? Lilian, am o citoare pentru tine. Știi, când eram mici, la gura sobei, acasă sau la bunici, tot timpul se bunicii noștri sau părinții ne spuneau ghicitori. Te pricepi? Crezi că reușești? Încerc. Hai să vedem. E un artist moldovean, e bine cunoscut în țară și foarte cunoscut și mult așteptat în diasporă, unde suntem noi acum. Are multe turnee, a fost aproape peste tot, i-a mai rămas doar Canada, cred. Și turneul lui începe de aici, de la Montreal, în Canada. Cine e Bogdan? Că tot nu pricep. Fii atent aici. Cântă despre mândruță, despre vecină, despre căruță, despre fata gospodină, despre zeama de găină. Vezi, am început să fac și versuri deja. Îți spune ceva sau nu? Să știi că totuși mi se pare că e cam la general așa, dar mai zi că îmi place. Dar face-l oare lumea să cânte și să se simtă bine? Foarte bine. Unde e el? Este foarte, foarte multă veselie. Este cu mătrul moldovenilor. Are deja 99 de cumetri. E de cumetri. Da? Și mai caută și pe alții de aici, la Montreal. Cine e interesat? Cred că acum am ghicit. Este artistul moldovean Igor Guciuc. Îl vedem în scenă, pe mult așteptatul, talentatul și iubitul nostru artist moldovean, care duce faima Moldovei în lume, Igor Guciuc, și împreună cu dumneavoastră. 99 de cumetri lângă Miniga, 99 de cumetri la un moldovan. Pentru 99 dai un paharul am ridicat, 99 de cumetri Dumnezeu nu da. Pentru 99 dai un paharul am ridicat, 99 de cumetri Dumnezeu nu da. Păi un DJ a chemat Moldovenii. Păi acum
sau ieși de la oraș. În viața asta sigur trebuie să fii menaș. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa. Are frunțele sus toată lumea! 99 de cu mătri lângă miniga, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 dai un pahar am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mă da. Pentru 99 la Borea de cu mătrii Dumnezeu mi-o da. Păi frunzuliții Sibina, are să ciuim cu foc bravă dansatorilor. La mulți ani dragii noștri. De-ai trei copii, ai multe bucurii și la toți cu bine le faci și mătrii. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima ta. 99 de cu mătrii lângă miniga, 99 de cu mătrii la un moldovean. Pentru 99 dai un pahar am ridicat, 99 de cu mătrii Dumnezeu mi-o da. Pentru 99 dai un pahar am ridicat, 99 de cu mătrii Dumnezeu mi-o da. Păi frunzuliță Simina, ia mai chiuiți cu formă. Păi asta-i floarea neamului, floarea moldoveanului. Și pe una, 99 de cu mătrii lângă miniga, 99 de cu mătrii la un moldovean. Pentru 99 dai un pahar am ridicat, 99 de cu mătrii Dumnezeu mi-o da. Dar pentru 99 la Monreala se-am cântat, 99 de cu mătrii Dumnezeu mi-o da. Hey! Ruzuliță, foi de muncă, salut artistul Igor Cuciuc. Dragii mei prieteni, dragii mei frați, pentru că sângele apă nu se face, frate tot la frate trage. Bună seara și bine v-am găsit departe de casă, peste ocean, dragi moldoveni și dragi români. Bună seara și bine v-am găsit! Suntem în pragul sărbătorilor, celor mai frumoase sărbători, celor mai așteptate sărbători de iarnă, pe care toată lumea le așteaptă și le adoră. Mă bucur că în acest an am venit pentru prima dată în Canada, și anume la Montreal, un spectacol frumos. Mi-a lăsat familia acasă, dar am spus că data viitoare mi-au și familia. Este foarte frumos la voi. Toată lumea m-a întrebat în culise, ți-a plăcut Canada, ți-a plăcut Montreal, ți-a plăcut? Mi-a plăcut, toți sunt primitori, mai ceva ca acasă moldovenii. Mai ceva ca acasă! Deci, ospitalierea și sufletul, deci nu s-a schimbat, chiar dacă s-a schimbat locul unde sunteți dumneavoastră aici la Montreal, dar sufletul nu s-a schimbat. Este frumoasă Canada, n-am reușit să o descoper foarte bine, dar este foarte frumoasă, este un oraș viu, este un oraș frumos, plin de restaurante și ce să mai zic, și oameni primitori, da? La mulți ani, dragii mei! Să vă spun ce se mai întâmplă acasă. Acasă e bine, înfloresc toți pomii primăvara, acasă e acasă, da, dragii mei? Hai să ridicăm mânuțele sus cei care purtăm în suflet dorul de casă, de casa părintească. Mânuțele sus și chiuim o dată! Este o vorbă frumoasă, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Nicăieri unde m-aș duce, nu este apă mai dulce și oriunde n-aș cânta, nu este ca în țara mea. Dragi prieteni, haideți să mergem mai departe, v-am pregătit un șir de melodii și cu dor de casă, dar și cu multă veselie, pentru că știu că așteptați noi artiștii, cei care venim de acasă, să vă alinăm dorul de casă și să vă umplem inimele de bucurie. La mulți ani! Maestri muzica, haideți să cântăm, haideți! Haideți pentru toate vecinele, să ridicăm mânuțele în sus! Haideți dansatorii cu mine! Așa, așa, mânuțele în sus, toată lumea! De la mine a treia acasă, așa, așa, am o vecină frumoasă, măi, măi!
Când trecem prin poarta mea, mi se rupe inima, măi. Dimineața pe la șase, m-a pornit în dea la coasă, iar vecina mea drăguță, la linie în căruță, și ne frenu împreună cu dumneavoastră, și o co-ho, și ei, hei, hei, frumoasă-i vecina mea, și o co-ho, și ei, hei, hei, suntem împărași cei din sală împreună cu mine, o co-ho, și ei, hei, hei, și o co-ho, și ei, hei, hei, frumoasă-i vecina mea, și o co-ho, și ei, hei, hei, n-am ce face, asta e, măi. Cine frumoasă, când trece prin poarta mea, mi se rupe inima, măi. Dimineața de la șase, mânuțele sus, toată lumea, m-a bunit în dea la coasă, dragi moldoveni și români, iar mândruța mea drăguță, la inimie în căruță, sus, toată lumea, și o po-po, și ei, hei, hei, cine cu Igor Cociu și o co-co și ei, hei, hei, suntem împărniții mei, măi. Și o co-co și ei, hei, hei, frumoasă-i vecina mea, și o co-co și ei, hei, hei, n-am ce-mi face, haideți la linii acum, uitați, 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, chiu-e toată lumea! A sunat discret la ușă, m-a rugat să-i dau un foc, măi. Și aici eu era îmbrăcată subțire și destul de transparent, măi. Eu i-am zis să intre în casă, că pe scară e curent, măi. Și prână, o, 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 și e, e, și o, 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 și e, e, e. Frumoasă-i vecina mea, și o-ho-ho, și ei, hei, hei, simte-mi permiții-le, măi. Toată lumea împreună, și o-ho-ho, și ei, hei, hei, frumoasă-i vecina mea, și o-ho-ho, și ei, hei, hei, n-am ce face, asta e, e-ho, și așa! Stați-vă de lângă, nu plecați, uitați-vă ce vecine frumoase și îndrăznete, drapelul românesc. Bravo, bine că ați venit. Foarte frumos. Moldovenesc, da? Moldovenesc, da. Moldovenesc. Și române, haideți să aplaudăm acest lucru frumos. Fetelor, pieptul înainte și drapelul sus. Fetelor, mulțumim frumos. 2, 2, 2, 10. Pe uscat și microfonul nu lucrează. Bun. Mulțumim frumos. Eu mai revin la dumneavoastră, v-am încercat când sunteți. Pentru că am melodii speciale dedicate femeilor, pentru că cele mai frumoase ființe de pe acest pământ sunt femeile, după care bărbații, da? Normal? Ei, vreau să vă întreb un lucru, dumneavoastră, știți cine a inventat sărutul pe fața pământului? Bărbații sau femeile? Cum credeți? Băbuțele? Băbuțele, femeile și a treia variantă, bărbații, nu? Vreau să vă spun că, așa spunea marele actor Gheorghe Ulski, sărutul a fost inventat de către bărbați. Pentru că bărbatul, sărutându-și femeia, măcar așa să închidă o leacă gura să mai tacă. Chiar cu un sărut să mai tacă un pic femeia. Aia așa zicem noi, dar avem nevoie de femei frumoase, deștepte, gospodine, să avem cu cine ieși în lume. Asta este adevărul. La mulți ani, vai câte poze îmi faceți eu, la urmă vreau să fac poze cu toți dumneavoastră, da? Poate în pauză, pentru că voi avea mai multe reprize muzicale. Haideți să cântăm în continuare următoarea melodie.
unde joacă. Hai să facem un pic o strigătură populară, să vedem cât de bine, cred că n-ați uitat chiar strigăturile noastre frumoase de acasă, da? Unde joacă moldovenii? Bine. Unde moldoveni se adună, acolo e voie. Hai să fie voie bună, mânuțele sus, toată lumea! La mulți ani, dragii mei! Adă-ți-i și la dans! Te umbra iubirii stele, taradare, taradare, ascunșe dragii inimii mele, taradare, taradare, de la Nistru până la Prunci, taradare, taradare, moldovenii s-au născut, taradare, taradare, păi ne-am frumos cu suflet mare, taradare, taradare, hai și cântăm împreună, dragii mei! Unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovenii s-adună, hai voie bună! Unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovenii s-adună, hai voie bună! Toate toba, toate tari! Hai, până soare, mine sare, chiuiță, dată! Domnul Victor! Unde cu și voia bună, tararai, tararai, la unii cum răsună, tara-i-tara. Vom cânta și vom petrece, tara-i-tara-tara. Așa până ne vom trece, tara-i-tara. Păi țara mândră și bogată, tara-i-tara-tara. Din tot neamul meu tot doamnă, tara-i-tara-tara. Păi și din Moldova ca noi, tara-i-tara-tara. Nu dăm un pas înapoi, măi! Hai, hai! Dar unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-a dus, oh, ai voie bună, unde joacă moldovenii, de cu și voia bună, tarai, tararara, să la unii cum răsună, dar e mărăta. Vom cânta și vom petrece, tararai, tararara, așa până ne vom trece, tararai, tara. Păi țară mândră și bogată, tarai, tararara, fi tot neamul lămătate, tararai, tara. Păi și din Moldova ca noi, tararai, tararara, nu dăm un pas înapoi, băi! Hai, hai, dar unde joacă moldovenii, acolo pământul jen, unde moldovei s-a dună, și voia bună, tararai, tararara, să la unii cum răsună, tararai, tara. Vom cânta și vom petrece, tararai, tararara, și-a până ne vom trece, tararara. Păi țară mândră și bogată, tararai, tararara, de tot neamul revoltată, tararai, tara. Păi și din Moldova ca noi, tararai, tararara, nu dăm un pas înapoi, măi! Hai, hai, dar unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, nu moldovei s-a dură, joacă moldovenii, acolo pământul jen, unde-i moldovei s-a dură, oh, ei voie bună, bate toba, bate tari, păi că eu sunt în sărbătoare, măi! Păi doar cu ciupe morial, care vă spun din suflet, la mulți ani tuturor, hai, hai, sus picior! Unde joacă moldovenii, acolo pământul jen, unde-i moldovei s-a dură, oh, ei voie bună, unde joacă moldovenii, acolo pământul jen, unde-i moldovei s-a dură, sărbătoare mare astăzi în Montreal. Dragii mei, bravo dumneavoastră! Vreau să mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și să vă spun câteva fraze frumoase. Nu uitați ca să trăiți, nu uitați ca să iubiți. Trăiți cu folos și iubiți frumos. La mulți ani, dragi prieteni, și următoarea melodie tot pentru voi. Am început cu această vorbă că purtați în suflet dorul de casă, de copilărie, de prieteni, de frați, surori, de neamuri. Următoarea melodie, nu pot să o înțeleagă cei de pe loc, canadienii. Această melodie doar stranierii pot să o înțeleagă,
adevăratele cuvinte care se rostesc în acest cântec. Emigranții pot să înțeleagă acest lucru, pentru că sunt departe de casă. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să-ți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. La mulți ani și mai este muzica, haideți să cântăm! Haideți să se audă așa toată lumea! Doamne, cât de greu îmi vine să merg pe drumuri străine, să merg pe drumuri străine. Muncesc din greu să strâng banii, pe cei dragi nu-i văd cu ani, pe cei dragi nu-i văd cu ani. Am plecat grăbit de acasă, pentru o viață mai frumoasă, pentru o viață mai frumoasă. Am lăsat surori și frați, și părinții îndurerați, și părinții îndurerați, măi. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi mi-a vărsat, să mă-ntorc în sat. Așa le! Ale cruțele sus! La 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 După atâția ani și ani, am strâns și eu câțiva bani, am strâns și eu câțiva bani. Dar când mă uit în oglindă, văd o față întâlnită, văd o față împătrânită. Banii și străinătatea îți mănâncă sănătatea, îți mănâncă sănătatea. Ușa nimeni nu-ți deschide pentru o bucată de pâine, pentru o bucată de pâine. Ce preună! Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi mi-a vărsat să mă-ntorc în sat. Fiu-i o dată! Cerea ești străinătate, tu mă ții mereu departe, tu mă ții mereu departe. Dar mai am un singur vis, să mă tot cât mai curând, să mă tot cât mai curând, mă. Viață, viață, ești amară, mai dus departe de țară, mai dus departe de țară. De cei care îi iubesc, de cei care îi iubesc, de cei care îi iubesc, mă. Și împreună! Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi am vărsat, să mă-ntorc în sat. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa. Doamna Ana Mândicanu, bună seara! Și mulțumim că sunteți în echipa noastră de organizatori. Vă rog să vă ridicați puțin în picioare dacă nu vă sfărați. Aplauze! Doamna Ana, dați-mi voie să vă pup. Să știți că când am auzit de colegii mei de la Chișinău, e vorba de maestru muzicii Nicolae Glib și Isidor Glib, mi-a vorbit atât de frumos de doamna Ana Mândicanu. Tu te duci în Montreal la doamna Ana Mândicanu? Da, eu mă duc în Montreal la doamna Ana Mândicanu, doamna președintă, da? A diasporei moldovenești de aici, da? Aplauze, aplauze furtunoase pentru chestia noastră!
Stimata noastră doamnă, împreună cu Alina, Nikita, împreună cu... Doamna Alina, doamna Alina, mi-s lângă noi, lângă noi, lângă noi, lângă noi. Mă căuta, așa-i? Și zic, Igor Cuciuc și s-au făcut părul alb. Deci, aceste două doamne și doamna Violeta Moraru, Martin, da, Martin Moraru, este și doamna lângă noi. Violeta, doamna Violeta, unde sunteți? E sus, da, la casă. A, vă vedem, veniți să facem o poză! Hai, veniți, vă rog, încoace. Până vine și doamna Violeta, haideți să aplaudăm, pentru că artiștii vezi aplauzele și florile. Să știți că cu așa o echipă frumoasă, organizată, serioasă, poți să dai spectacole, nu unul Montreal, dar 10 într-un an. Aplauze, aplauze! Doamna Violeta, am fost la doamna Violeta, vreau să vă spun, am fost la Hanul Moldovenesc, are o locație turistică foarte, foarte autentică și foarte frumoasă. Doamna Violeta, să vă dea Dumnezeu sănătate, știu că n-a fost ușor să formați tot ce ați, sufletul care l-ați pus acolo în această casă, n-a fost ușor, dar dumneavoastră ați reușit. Eu am rămas frapat, o căldură și așa ceva n-am văzut în câte spectacole a fost o casă atât de frumoasă amenajată, n-am văzut la nimeni atât de autentică. Dumnezeu să vă dea sănătate, mulțumim că m-ați găzduit acolo, vreau să spun că mi-ați dat căldura bine, nu mi-a fost cald, a fost ok, că m-ați cinstit cu băutură bună. Așa, 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 mulțumim. Și doamna Alina are grijă toate zilele astea de mine. Doamna Ala Mândecanu, am și un cadou muzical pentru dumneavoastră. Dar vă rog să ieșiți și dumneavoastră la dans, se poate? La o melodie de dragoste. Bună, până atunci, mă lași să mai cânt? Da. Deci eu mă ridic în scenă, așa este locul artiștilor. Aplauze, 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 scăldați-ne aplauze, că ne plac aplauzele. Ai notat la melodie, fetele Moldova sunt frumoase, gospodine, dar și arță. Pasă, ia să vedem cum se fetele Moldova. Sus, mânuțe! Haideți, vă rog, și cine dorește, lasă vine pe scenă cu mine! Eu v-am zis, nu uitați ca să trăiți, nu uitați ca să zâmbiți! Trăiți cu frumos și viți frumos, că viața-i una! Și așa! Băi, am îmblat în lung și la multe lucruri am aflat. Frumoase, că te trăiesc, de așez plai, frumoase, gospodinii, dar și arțăgoase. Dacă vrei o dulce sărutare, trebuie să ai avere mare. Fetele moldovase, frumoase, gospodinii, dar și arțăgoase. Dacă vrei o dulce sărutare, trebuie să ai avere mare, mă! Areți moldovene din Montreal și românii, ruța de sus! Și ambițioase, masa știu s-o primătească, din bărbat să ia măjească, fetele moldovase. Ia fetele de la nord până sus, nordul, nordul! Și eu de la nord, fetele moldovase, frumoase, gospodinii, dar și arțăgoase. Dacă vrei duci sărutare, trebuie să ai averi mari, mă! Zi așa, răsa, hop și așa! Că țin o fată de la Florești, de la Cașuca. Așa, mă! La sud fetele șuretii, harnișe la joc stătii, doar de fusta cât mai scurtă, e bărbați, tot nu-i ascultă. Fetele moldovase, frumoase, gospodinii, dar și arțăgoase. Dacă vrei duci sărutare, trebuie să ai avere mare. Fetele moldovase, frumoase, gospodinii, dar și arțăgoase. Dacă vrei duci sărutare, fetele de la sud, mânuțele la sus, mai tare! Se pregătește centru, fetele din centru, mânuțele sus!
cetul sanitati, vor să trăiască în palate, ca un toi iubit în mare, un bărbat cu milioane. Petele urmăvață, frumoasă, gospodinii, dar și oarță goasă, dacă nu îmi duce sărutare, trebuie să-l ai adenii mari. Petele urmăvață, frumoasă, gospodinii, dar și arță goasă, dacă nu îmi duce sărutare, trebuie să-l ai adenii mari. Mulțumim, mulțumim, dragă, cum vă spune dumneavoastră, doamna Irina, da? Mi-a spus că bine ați venit la Montreal. Mulțumim pentru primire frumoasă. Mulțumim din suflet dumneavoastră pentru prezență. Uite așa, dragii mei, doar așa, întâlniri de suflet, întâlniri culturale, cu cânte, cu voie bună, pentru că asta este, de fapt, cartea noastră de vizită a moldovenilor și a românilor. Muzica, cultura, dansul, portul. Bineînțeles, nu pot să trec așa și femeile. Că sunt cele mai drăguțe, cele mai frumoase din toată lumea. Dragii mei, următoarea la melodie, nici nu știu ce mai cânt acum, dar fetele-s gata, văd că-s pregătite, da? Hai să nu mă opresc, știu că femeile au o vorbă tacticoasă. Mai trebuie, n-ajungi, mai stai acasă lângă femeie. Uite așa, așa-s femeile. Muzica maestre, haide! Păi când am neamul lângă mine, chefuiesc și mă sunt bine. Haideți rățele sus, haideți mâine și pe scenă. Haideți fetele cu mine. Țin mai tare microfonul. Hai să-l am și-o mai bine. Și sală cum este, bine? Ia-mi, dragă lume, dar când am neamul lângă mine, mă petrec și mă sunt bine. Dar îmi place pe scenă, îl cântec să mă întrec, măi, bună seara! Neamul nostru e frumos, e ca mic și lumănos, măi, măi. Dar fetele sunt gospodinii și băieții-s toți ca miri, măi. Băi, ca din badin basilică, băi, doar un pahar de țuică. Și nimă doma ca noi, dăm un pas înapoi, zi, măi. Puțin mai tare muzica pe scenă, puțin, puțin. Uite ce bandă frumoasă vine. La mine în saciu poate, îi plin cu verșine poate. Când ne strângem împreună, facem chef o săptămână. Când așa e la veselii, când ne sunt foc din căprimă. Și la tine și la greu, mă mândresc cu neamul meu, chiuim odată. La mine s-a ciumate, chiar și ne poate. Când îmi strânge și microfonul mai tare, monitoare. Neamul nostru e fălos, e ca chiulos, măi, măi. Dar fetele sunt gospodine, măi, și cum că la tine, măi. Ha, adima sunt, măi, toată un pițuică. Și pământul, măi, 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 și nimor domar ca noi. Nu dă un pas înapoi, uite așa, merge mai departe, muzica! Mai departe! Hai mai cu foame, îți uniți doar la noi! Așa e cu cura, măi! Hai, hai! Păi foaie de mișă, dunde, apoi moșința, dunde, are o domnul de timp. Se face și un joc, fără totul la mijloc. Fără tovarul și-i marinul, se face sărbători. Se face și un joc.
Hai, bate toată și din cuiva! Hai, toată Moldovanul lui, mă! Hai, numai Moldovanul știi! Hai, cum să dea și meselii! Orice așa, urc așa, să mă! Hai, da! Tavoșul, bate, bate, țigară, din șătisa, din toți ăia să vă lucra, să vă cântece, tavoșul, bate, Sinalul din șantiza, toți ăla sunt în lucra Când s-a putut din jur Și când oră lumea toată din șeroane din lap Să la nimic o bani cu icnei timpul lucrului Și când oră lumea toată din șeroane din lap Să la nimic o bani cu icnei timpul lucrului Toate doba tare, tare, tere, 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 tere Ca să joace și fiica, tere, 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 tere Toate doba și din comit, tere, 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 tere Doba Moldovanului, mă! Hai, bate doba, moșule! Și din la bătrân lăsat Fără topână se poate că să ne iei calacan Pășul meu m-a învățat Și din la bătrân lăsat Fără topână se poate că să ne iei calacan Moldovanul nu e ploa și se petreacă și se joar La inima oricum Toba Moldovanul Moldovanul e ploa și se petreacă și se joar Și stă la inima oricum Toba Moldovanul La tine o batare tare Ca să joar și fiica La tine proba și de coie Și din nou vânt s-o lăsat Atunci a dus să trezi Că nici nu cunoscut Dar nu știu de s-o supărat Din nou vânt s-o lăsat Atunci a dus să trezi Că nici nu cunoscut Au venit cu mic și mare Ca să nu ajungi în mica Îți scoate toba din cul Toba bun, toba nu Au venit cu mic și mare Ca să nu ajungi în mica Îți scoate toba din cul Toba bun, toba nu Toate toba tare, tare, tere Ca să nu ajungi în mica Toate toba și din cul scenă. Repede, repede. 1, 2, 3, repede. Așa, 2, 3 mânuțele sus. Wow! Faceți o masă frumoasă din Căciun. Vă simțiți frumos și bine. Aveți o dispoziție bună. Mulțumim. Transmiteți și nouă această dispoziție. Cu cuvinte, probabil la masă, sigur, vă rog frumos. O să-i frumos, o să... aplauze, aplauze, aplauze! Doamna Alina Nichita! Continuăm spectacolul nostru extraordinar, mult așteptat. Vreau să spun că convorbirea și invitația a fost tocmai în martie și atunci mi s-a procurat și biletele pentru Montreal. Deci, mai mult de jumătate de an s-au dus tratative ca să ajung eu la dumneavoastră. Și mă bucur că am ajuns un public minunat. Chiar sunteți deosebiți. Aplauze pentru dumneavoastră acum. Sunteți bravo, deosebiți. Plini de foc, plini de energie și însetați de folclor și de muzica de acasă. Să știți că am o melodie care o să cântăm împreună cu dumneavoastră. Toate melodiile din această seară sunt 100% live. Le cântăm împreună cu voi. Dar una, bravo, acest lucru este foarte important. Mulțumim, mulțumim. Haideți să mergem mai departe, după care vă mai povestesc, maestre, ce avem avea. Moldovei, veniți acasă!
neamuri. Noroveni, veniți acasă, ca de muțare frumoasă, ca de muțare frumoasă, lume. Laiule cu minte plai, țărișoara mea de rai, mă. Câte-o împreună! Oare ce s-a întâmplat, pe rai noștri au plecat? Cineva norocos. Cineva norocos. Vă rog.
Următoarea melodie, hai să fie, mi-ai dat o fetiță, Doamne, îngeraș de la icoane. Voi știți că cel mai scump pe lume, cea mai mare bogăție a omului este familia. Sunt copiii, sunt părinții, sunt frații, surorile. Asta e cea mai mare bogăție cu adevărat. Vreau să vă spun, cei care au copii, sunteți oameni fericiți, sunteți oameni împliniți. Să vă trăiască. Cine are fete, mâna sus. Cine n-are fete, ridică un cior în sus și așa aibă. Siguranță. Dragii mei, să vă trăiască copiii, îngerașii, fericirea vieții voastre. Și mergem în continuare. Haideți la o sârbă veselă! Ține-mă, Doamne, cu tine, să-i dau cu fetiței mele, sufletul și omenia, asta e toată bogăția. Ține-mă, Doamne, cu tine, să-i dau cu fetiței mele, sufletul și omenia, asta e toată bogăția. Iar din toată averea acasă, cine face viața frumoasă. Când văd ochii fetei mele, simt Doamne cum prin putere. Să-i dai Doamne sănătate și zile, să fii sănătoasă creșoare. Doamne, să fii bun cu mine, că-am făcut doar bine în lume. Păzește-i fata de rene, asta e rostul vieții mele. Doamne, să fii bun cu mine, că-am făcut doar bine în lume. Când îl vei cu cine-ți place, e mai bun ca orice leac.
așezați. Și trupa de dans. Regăziri. Și acum surpriza, se e prima surpriză prin o tombolă. Vă vom ghide ce scenă pe Zilele Cipotaru, care este un consilier din acea la companie Misterea Dans. Deci eu numai pe 31 mă duc eu acolo. Nu, stai aici lângă noi, copii. Eu stau aici, da? Eu am crezut că mă trebuie să bem un par de apă. Gazată. Întotdeauna mi-e spaida. Și eu dirigiați cu pentru că mergi la dansare. Mersi, vă o să avem surprize. Dansăm, glumim, cântăm și nu uităm să ne distrăm un pic și înainte de sărbători o să primiți cadouri. Din partea tuturor celor care ne-au ajutat să realizăm acest spectacol. Prima surpriză a serii este din partea Zinaidei Cipotaru, consilier financiar la compania Misterea Dans. O cunosc din 2009, este sponsor la toate activitățile care le-am organizat eu până astăzi aici la Montreal. Vă rog să aplaudați, vă susținem întotdeauna și pentru adulți și pentru copii. În seara asta vine cu un cadou la tombole. Și îl rugăm pe Igor Cuciuc să extragă primul bilet seara. Bun. Acuși. Acuși. Bună seara. Bună seara, bine. Dați-i fără. Haideți, mai ați aplaudați, vă rog, ce frumos! Mulțumim, domnului Igor Cuciuc, pentru această seară minunată. Mare plăcere. Felicitări tuturor celor din sală cu ajunul sărbătorilor de iarnă. Să aveți plăcere și multă fericire alături de cei dragi. Deci, vă rog să rugăm mult să extragi norocosul sau norocoasa în această seară. O să distribuim biletele. Muzica mai tare, vă rog, acum și a zis-o cel mai mare. Și că vedeți la tomul mai bine, așa, amestecă, amestecă mai tare. Haideți și noi, vă rog, să vedeți ce se face în scenă. Ce se face în scenă? O să avem un cadou. Este un forfet la spa finlandez. Pentru o persoană. Pentru o persoană și cealaltă persoană și a doua jumătate dulce. Vă rog frumos, nu uitați să vă duceți. Să vedem cine este câștigătorul. Câștigătorul, deci va fi... Câștigătoarea. Sau câștigătoarea, cel mai frumos. Haideți să vadă toată lumea ce e cel mai ce. Bilețele, bilețele. De cât pot să amestec? 10 ori? De 3 ori. 3, așa se vadă toată lumea, că n-am nimic. Vreau nouă școală. De bilețele. Dar vedeți puțin mai în față, cum se dau microfonul? Așa. Așa. Să scoatem așa, chiar pe ei. Deci e vorba de Timofti Rupnila. Aplauze! Timofti Rupnila care a fost a treia la spate la Venezia în partea la Zinaidei Cipotaru, sponsorul a spectacolului cu Igor Cuciuc la Munte de Așteptă. Acum invităm în scenă pe mult îndrăgita Marina Negruță. Marina Negruță este colegă, colega lui Igor Cuciuc. De aceea își vine seara asta să o susțină la spectacol, să-l ajute să interpreteze. Bine ai venit! Bine ai venit eu la voi! Bine ai venit eu la voi! Marina, atât de tare m-am bucurat că te-am văzut că ești aici. Noi am făcut studiile împreună. Multe turnee împreună. Da, multe turnee, dar m-am surat cu doctoriții. Sunt fericit că ți-ai făcut familie frumoasă aici și m-ai invitat în ospiție, dar fetele dansatoare au spus așa, Igor, când mai vii data viitoare, te rog frumos să în fiecare zi la fiecare dansatoare în ospiție. Fii pe lună. Iar trebuie să vin fără soțuri. Bineînțeles că mai glumim. Marina, tu vrei să mă colind sau ce? Da, vreau să te colind și... Eu merg în sală, stau să te ascult sau cum? Wow, mulțumesc! Da? Cu mare drag, uite aici, merg, să lângă dumneavoastră. Cine mă primește lângă? Brațe!
Cine știa face zapă de căhiră, așa i-am adus. Uite, uite, acolo. Și tu știi? Da. Mă duce o lui doamna Ala Mărcanu. Las că mai vin și la dumneavoastră. Aprindiți luminile în seara de Crăciun, te ticos potinile în seara de Crăciun, că nu va Deci poate cineva veți auzi interpretarea Guțulca.
Să zicem, cu Zuga. Și aici au scris așa, cântăreț meritat. Nu artiste merită, cântăreț meritat. Foarte tare, dar să spun de la cine, de la... Mama este acolo, vreau mama să ridici puțin în picioare. Ridicați-vă în picioare să vadă lumea. Uite așa. De la Eleonora și Iasmina. Felicitări pentru cântărețul meritat. Ai meritat. Spectacol frumos în continuare, Igor, și te așteptăm data viitoare cu familia, cu soții, cu fetița minunată, pe mai mult timp. Păi da, dar cu datorie ce fac? Am promis la dansatoare. Vin la el, mă subțin. La o zamă de pe el. Hai, lasă-te, discurci tu cumva. Bun, mulțumim frumos, aplauze, aplauze, că este o cântăreață foarte bună. Așa că, Igor, să știi, cei care au învățat cu tine au și un nivel frumos aici, de ce au venit asta să te susțină, să susțină nivelul tău și al tău e foarte înalt. Eu parcă n-am plecat de acasă, parcă am rămas acasă. Eu văd atât de mulți dansatori minunați, atât de frumos organizat,
colegi, parcă sunt acasă. Deci nu mă simt că sunt în Montreal acum. La momentul actual mă simt că sunt acasă. În acest local, cred că sunt ei, sunt în Montreal. Dar aici sunt acasă. Mulțumesc, Doamne, mulțumim vouă! Mulțumesc și Igor Cuciu, te rog să rămâi în scenă. Mulțumim. Igor, am o rugăminte la tine, vreau să ne ajuți. Vrem să mai tragem doi câștigători la tombolă. Este din, tombola se numește surprize și cadouri din partea Ambasadei Republicii Moldova în Canada. Colaborator direct în spectacolul cu Igor Cuciu la Montreal, Ambasada Republicii Moldova în Canada. Vă rog să aplaudați această susținere, frumoasă susținere. Cei care ne susțin pentru totul și artisticul. Și acum, trage bilețelul. Avem două bilețele, dar două tablouri. Și ce să avem aici din partea ambasadei, vă rog, Bogdan? Avem două tablouri. Pictate în vin, dragi mei. De două de maestru Vasile Bodnaru. Aplauze. Deci două bilețele sau bine? Unul, unul. Unul Igor Cuciu, unul Bogdan. Să vedem cine sunt câștigători. Care e norocos să mână sus, să vedem dacă îmi merește. Aplaudem, surpriza se ridică. Să ne fiți sănătoasă, hai ne faci o poză comună pentru ca sperăm să ne puneți acolo la har undeva. Mulțumim, felicitări, doamna Veleta. Mulțumim, felicitări. Mulțumim mult. Și vă uitați că seara asta avem dansatori în scenă. Igor e obișnuit cu dansatori în spatele lui. Cei care îl susțin, îi susțin ritmul, susțin tot ceea ce exprimă el prin muzică, prin text, îl susțin cu mișcare de dans. Este colectivul de dans Vatra, conducător artistic Irina Chinta, dar nu uitați că noi, cei care facem lucruri mari astăzi, încercăm să creștem și tinera generație, să vorbe ca noi, să cânte ca noi, să danseze ca noi. Și Irina Chinta a format colectivul
ce mai bun și ce mai tare. Hai să fie anul mai mulți copii din ansamblu de dansuri moldovenești, Vatra, conducător artistic Irina Chirca. Și muzica mai tare, vă rog, aplauze pentru voastră în sala de sărbătoare. Vă rog să pregătim terenul pentru cine? Cel care este astăzi, cu zice noi, un mare, mare foc artistic. Următoarea melodie, când e frate lângă frate, Dumnezeu îți dă de toate. Când e unul singur el, vine lumea peste el. Să nu uităm niciodată de frați, de surori, pentru că e foarte dureros atunci când nu vorbești cu oamenii, cu frații. Eu zic atunci, Doamne, te rog, fă tu dreptate, ține frate lângă frate. La mulți ani și muzica maestră! Dar frumoasă-i nevasta mea, și
și meu, nevasta de putere, dragoste și putere. La frumoasă nevasta mea și eu vă rămâneți cu dată, nu e bără la copii și dar nu ce să spun un bar, să vă spun un bar. Vedeți ce face. Deci, bancul se începe cam așa. Deci, vine bărbatul acasă dimineața la ora 5. Și nevasta îi deschide ușa și îl întreabă, unde ai îmblat atâta noapte? Dar bărbatul, da și nevastă, nu mai țipa la mai striga la mine. Tata meu când e acasă, mai nevastă, mama, niciodată nu s-a mai uitat la ceas când vine tata. Mama s-a uitat numai în calendar când vine la sfârșitul lunii. Dar tu la ora 5 dimineață. Uite așa o glumă să ne mai veselim. Mulțumim frumos pentru nevestele care se uită în calendar la sfârșitul lunii. Dar vă unii plecați, fetelor. Gata, v-ați supărat. S-au supărat, așa se zice. Eh, vă mai spun un banc. Deci, după nuntă, cu conumire, se duce la un arhitector să-și proiecteze o casă. Și zice, domnule arhitectul, te rog să faci o casă rotundă. Ferestrele să fie rotunde, pragul rotund, masa rotundă, tot să fie rotund, să nu fie colțuri deloc în casă. Arhitectul îl întreabă, dar ce trebuie ție casă rotundă? Ei, asta a luat cuvânt soacră mea la nuntă și o zis că, dragii mei copilași, poate după nuntă să găsești pentru mama soacră un colțșor străiască la lângă. Așa că casa rotundă, fiecare la casa lui. Uite așa mai glumit să mai veselim. Următoarea melodie este o sârbă frumoasă, intitulată Sârba Tineretului. Eu văd aici foarte mult tineret. Știți, mi-a plăcut un lucru care mi l-a spus Alina Nikita. Mi-a spus că, Igor, să știi că oamenii aici în Canada trăiesc foarte mult și arată foarte bine chiar la vârsta de pensie. Este adevărat? Arată foarte bine. Ia să vedem aici cât de bine arătați când stâns lumina în sală. Ia veniți pe scenă alea. Deci, doamnele noastre frumoase, la o sârba tineretului, muzica! Thank you.
Thank you.
bine, foarte tare, nu știu, de mult am mai avut așa susținere din partea spectatorilor, să iasă toată lumea la dans, bravo! Uite, sper să nu uite clopoțelul. Uite, dacă am găsit clopoțelul, că vreau să-l dau colegii mele Marina. Și spuneți, să spun un cru ușor. Să spun un cruc, primiți urătorii! Acum, acum, mânați, băi! Apoi, bună seara, boieri mari și noroc la gospodare! Nu stați triși și supărați! Aprindeți lumina în casă și vă dați lângă fereastră și ascultați urarea noastră, căci urăturile noastre sunt frumoase, de la moși strămoși rămase, de la daci, de la romani, păstrate de mii de ani. Noi și acum le păstrăm și am venit să vă urăm. La urechi clopoței, la picioare ciocălăi, nu furați găina, măi, și strigați cu toții! Hei! Că de mult flăcăi sânsuram la 30 de ani. Nu ca azi nici timotani. Ei purtau suman de niț și pe spate cu zgardinți și cu părul retezat și cu pinci încălțat. Fetele cu capul gol mergeau vara la ogor. Când venea o sărbătoare, aveau fața ca o floare. Doamna Violeta, ai bine? Mânați, măi! Iar femeile mai cuminți îmblau toate cu catrinți. Țețeau pânza cu mânjală și nu se dau cu rumineală. Știu că au fost odată bine când jucau hora bătrânii, cu ițari cu brâu de lână și cu bernevici în mână. Și apoi bine petreceau, cu oca lui Cuza beau, nu ca astăzi, cu stacanul, cu litra, cu kilogramul. Păi, la urechii clopoței, la chișoare și ocălăi, nu furați curcanul, măi, și strângați cu toții. Hey, hey. Bravo, bravo, stai că mai spun mai departe, mai este puțin. Iar eu cu boii plăvani mă duceam până la Râșcani. Drumul era înghețat și bun și aduceam vin de Crăciun. Puposeam din han în han și mai beam câte un gâtlan. Făceam haz și vezelii, nu știam de fudulii. Dar astăzi lumea e mai fudulă. Cu parfum, cu perii de gură, fetele cu călcâiul lung și cu cal beteag la plug. Ne are cu plug tractoare și ne-au poluat o goare. Căruța-i vopsită verde, ea când merge pe drum toacă, 100 de casă mulgovacă. Păi de la mic și până la mare, nici măsăle în gură n-are. Nu mai vezi om sănătos, nici cojoc mare nițos. Tineretul-i plin de boală, de la 15 ani sunt soară. Fata care se mărită, îndată o vezi, ticăloasă, pricopsâtă, parcă o găină opărită. Când o iei de la părinți, ea se strădui ca să-i pui dinți. Și vrei haine de cumpărat, cum la măsa n-o purtat. Cere aur și inele și cele mai scumpi vopsele. Și într-o dimineață m-am sculat și am pus mâna după cap și am scos un păduci cât un țap. Păi și l-am tras la bătătură și am scos 7 oale de untură. Dar untura de și-i bună. De un sfetele pe la gură și flăcăie pe la bot să le șie cu noroc. Când s-or băga mâni în horă și în joc. Care mâinea, mu, s-or băga în horă și în joc. Ai frunzuliță solți de pești, urătura se gătește. Anul nou cu bucurie 2019, într-un mulți ani să vă fie. Într-un multe bucurii să vă fie. Dumnezeu să vă ajute și în Canada, și acasă, și la munte. În Montreal, tot creștinul bucuros să-și beie vinul. Doamne, binecuvântează oastea care se urează. Voie bună, sănătate,
mult noroc și spor în toate. Iar anul când venim sănătoși să vă găsim. Opriți plugul, măi, flăcăi și strigați odată! La anul și la mulți ani! Mulțumim, mulțumim! Sper că v-a plăcut această urătură, acest frumușor, frumos, care l-am învățat de la profesorul meu, Ioan Paulenco. Sper că nu vă grăbiți acasă, leger, da? Mie mi-e jale foarte mult de copiii care sunt acolo în costume populare. Vreau să dezbrace și să pleci acasă, bomboane, ciocolate, Snickers, și să mănânce, să se simtă bine. Deci, dragii mei, mergem în continuare cu altă melodie frumoasă. Dansăm, da? Da! Nu se aude, dansăm sau da? Da! Da! Ei, muzica! Haideți! E ziua mea! Asta e o melodie superbă! Dragi mă, voi fericita. E ziua mea. E mai tare muzica. Hai!
așa urcăm pe scenă, cine mai vrea cu mine pe scenă, pentru că vreau să mă vadă toată lumea, am ascuns acolo, așa. Dar la urmă, unde facem poze, Alina? Doamna Alina, să știți că am întrebat-o și pe doamna Violeta, ea într-adevăr a spus, nu știam cum să-i zic, doamna Violeta sau Violeta? Trebuie să întreb lucrul ăsta, nu? Că nu știu omul. Și zice, vai ce ești interesant, mă întreb ăsta. Da, doamna Alina, ce facem? Câte voi la copii? Domnule de Crăciun, avem o surpriză ca de obicei, surpriza feriei copilor. Și ce-un copil e frumos, bine, bună dispoziție și ce-au spus noi, că se cântă și se dansă. Și dacă colectivul de dans Vatra este deja pus pe top, haideți să chemăm să ne încingă un dans, o colorare, un joc. Ce zici, Ioan? Sunt de acord, haideți să-i întâmplăm cu aplauze, pentru că așa se întâmplă în adevărația aici. Vă rog să le aprobați, să le susțineți, vă rog să vă abonați aici, către timp, nu o să vedeți, să aveți parte de către acolo în jurul voastră. Nu rezumați că a fost în sală de căpare și să vă coborați la dispoziția. Din bună fie că oamenii și-au fost în bucurie, care sunt la fața vieta din urmă. Mersi cu tot! Astăzi, în scenă, o jucăm pe Angela Tătaru, care este o creștă populară.
emoționată de tine. Doi magi, trei magi, în o legătură. Sper să vă placă, sper să vă mulțumim. Eu cred că o să vă aduc aminte de acest turneu în Canada și... De joc, de omenie, de casă, de străinătate pe care vi le aducem și sper că această traistă să fie umplută la anul, nu neapărat cu mulți bani, dar cu cântece, cu șlagere noi, dedicată publicului dumneavoastră. La mulți ani! Să fie plină cu cântece noi! Noi, cu multă energie, avem nevoie de mică pauză, dar, cum zic eu, o pauză muzicală. Înainte să organizăm asta, o invit în scenă pe Violeta Martin Moraru, pe Zineta și Botaru, care vă prezenta câte o mică tocmă pentru dumneavoastră. Prezentiți-vă să aplaudați, vă rog, încălziți-vă palmele și încercați să vedem ce este câștigătorul de această bagă. Vă rog să vă mulțumim pe locul domnului. Violeta Martin Moraru și Zineta și Botaru. Mulțumim, bagă, vă rog! Thank you.
Thank you.
Stările, pe multe amintoare. Spectacolul continuă, cu siguranță nu ați adormit și cu siguranță muzica care va urma vă va aduce din nou pe scenă. Iar acum? Ți-a pus scaunul, dar mă duc să nu mai folosim. Invităm din nou în scenă mult îndrăgitul nostru ansamblu de dansuri populare moldovenești, Vatra, conducător artistic Irina Chirca, Măruțica! Invităm! Aplauze, vă rugăm! Thank you.
Stați puțin, vă rog, pe scenă. Stați pe scenă să facem o poză. Așa frumoși sunteți. Dați-ne voi să facem o poză. Aplauze furtunoase. Este o poză istorică. Vă rog frumos să reveniți ansamblul Vatra. Eu îi ziceam în culise doamnei Alina și doamnei Violeta că mă simt ca la Chișinău, ca ansamblu joc. Aplauze furtunoase! Doamna Alina, vă rog să veniți lângă mine să facem și o poză cu dumneavoastră și cu doamna Violeta. Veniți să coacem lângă mine. Vă rog frumos. Doamna Violeta, vă rog și dumneavoastră o poză istorică. Dacă se poate și doamna Mândecanu, ar fi frumos. Vă rog, aplauze, aplauze! Ambasada Republicii Moldova în Canada. Și conducătorul artistic, vă rog, în scenă. Doamna Mândecanu, președinta comunității moldovenilor din Chișinău. Doamna Irina! Unu, doi, trei! Ai noștri! Mulțumim! Mulțumim, ansamblu Vatra! Mulțumim! Sunteți deosebiți! Esențele tari se țin în sticluțe mici. Exact. Știu vorba asta. Am două sticluțe mici aici, care sunt mici, dar foarte prețioase. Sunt uleiuri esențiale de la Doterra. Unul este pentru dumneavoastră, Holiday Joy Semente. Îl folosesc aici, Canada. Aduce spiritul Crăciunului mai mult pentru dumneavoastră la întoarcere în Moldova. Mulțumim pentru cadou. Sper că dumneavoastră vine mâine dimineață la fără 15, 9 vin la sarmale. Glumesc. Nu, le punem împreună și cu doamna Alina. Mulțumim pentru uleiuri eterice, să ne fiți sănătoasă, precum sunteți de frumoasă. Vai, vă mulțumesc! Păi cu uleiul lor... Dar îmi dă voie în avion, îmi dă voie. Bine, hai să cântăm în continuare. Mulțumim, doamna Adriana. Ulei esențial, să mai calmezi un pic, e agitat și ne ajută și pe noi și lumea strâmbă, răutați așa e moldoveană, așa foc și mare! Și un cadou, un alt ulei esențial pentru soția lui, iubită și dragă, care are atâta răbdare să-l aștepte din toate turnele cu o zană de găină, că e nevastă gospodină și foarte răbdătoare. Fetelor, nu o să o plăcăm, că nu știți ce înseamnă asta! Mulțumim, Alina, mulțumim de suflet! Și vă rog să-mi doamnă Alina Dăpăciu! Dragii mei, aplauze și pentru doamna Alina! Următoarea melodie, vreau să cânt melodia care poartă genericul acestui frumos spectacol, acestei întâlniri de suflet, acestui concert memorabil, care știu că o să-l țineți în minte
foarte mult timp și o să fie dor de așa seri frumoase cum s-au organizat această seară. Sărbătoarea-i mare, turnați în pahare, beci uitare rece, hai și ne-o petrece! Muzica! Thank you.
Posibilă datorită
tot a doamnei Ala Mântâcani, care vreau să vină alături de mine. Vă spun că s-a muncit foarte, foarte mult la acest proiect. A fost ideea dulce și țin să vă spun că suntem unici în toată diaspora. În toată diaspora suntem unici, suntem singura diaspora unde s-a creat acest centenar al Unirii, pentru că, așa cum bine știți, acest an, 100 de ani de la Unire. Și doamna Mântâcani a venit cu acest proiect, a muncit 300%, am fost mereu alături de ea. Și vă spun că, fără dânsa, n-am fi avut această mare victorie. Vrem acum să împunăm doamne Violeta Martin Coraru, o diploma centenarului Unirii. Și această diplomă este oferită pentru contribuția importantă la dezvoltarea mediului de afaceri și contribuția la dezvoltarea Unirii Române. Vreau să spun ceva cuvinte, pentru că suntem în această sală, cei care simțim românește, că suntem din Moldova, din Mala Oprutului sau din Altea Mala Oprutului, avem aceeași cultură, aceeași limbă, același melos, așa că trăiesc România, aici avem centenarul Unirii, România a sărbătorit 100 de ani. Acești 100 de ani sărbători și cei din Basarabia. Sunt aici oameni extraordinari la Montreal, care împreună suntem 14 asociații și Alina e medaliată și Bogdan e medaliată. Suntem 14 asociații care am muncit tot anul centenarul și am făcut o ferită activități frumoase. Terminăm, această medalie este ultima pe care o dăm, a suta, este a Violetei, care și ea lucrează de peste 10 ani, o cunoaște foarte multă lucruri, ajută oamenii că suntem extraordinar de bucuroși și această seară, că trecem împreună cu Igor Piciu, este un privilegiu de bucurie de mântuire și vreau mai să spun că sunt și eu prima la tine, atunci și ciune. Vă spun că ceva la urmă, sunt între două doamne, doamna Vera Lindor, eu vreau să răspund că sunt atât de onorată de această
Iubiți femeia, că dacă nu sucește mințile cu cheia, iubiți femeia și faceți-i toate poftele. La mulți ani! Muzica maestră!
Dragii mei, am o întrebare, deci vreți să faceți poze, așa e? Haideți în continuare să avem, să facem piesa de final, după care să ne urcăm cu toți în scenă, pe rând și să facem poze cei care doresc, da? Știu că vreți să mai dansați cu noi, dansați așa de unde sunteți dumneavoastră, vă ridicați în picioare, pentru că vrem să invităm pe scenă colectivul. V-ați încălzit puțin? Să nu uitați că imediat după ce se termină spectacolul nostru frumos și dat, încă o așteaptă toată o sesie la artistul nostru pe care vă făcut. Este prezentă de la compania Ambia, coloană de și Samanta la de Mila, să vă facă cele frumoase poze din seara asta. Ca să intre în compania, 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 ca să intre în așa că este spectacolul mai scump de atât pentru surprize domnească. Doamna Angela Rusu? Și dulciuri de la doamna Marcela Ursu. Rusu. Marcela Rusu. Aplauze frumoase pentru doamna Marcela Rusu. Dulciurile sunt din partea dumnei. Doamna Marcela Rusu, mulțumim frumos. Bineînțeles, mergem în continuare. Vreau să vin alături de mine și colectivul ansamblul de dansuri populare Vatra din Montreal. Aplauze furtunoase! Sunteți gata? Mai să sunteți gata? Doamne ajută! Muzica! Haideți să dansăm cu toții! Haideți! Ultima melodie! Stop. Eu am spus, haideți să dansăm cu toții, nu unde joacă Moldovei? Haideți să dansăm cu toții!
Moldovenii să trăiască, moldovenii să trăiască la mulți ani. Românii să trăiască, românii să trăiască la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea tot cât am împreună tot ce doriți. Zile senine, să aprindă lumină în sală, nu vă toată lumea. Să trăiți zile senine și fericire la mulți ani. Să trăiți, fie-vă viața numai lumină, în lumină să dăinuiți. Pentru credință și fericire și acasă să veniți. La mulți ani să trăiți. Pentru toată lumea, pentru toți prietenii noștri din Montreal, ăsta a fost concertul pentru dumneavoastră. Cam asta m-a dat vă spune. I'm
fost o seară extraordinară, ar zice o seară superbă. Dragii mei, mulțumesc că ați fost la acest spectacol extraordinar. Eu mă bucur că n-am venit să cânt doar pentru 10 oameni, dar am venit să cânt pentru multă lume, pentru că știu că multă lume poartă în suflet dorul de casă, de cei dragi. Suntem în prag de sărbători. Să vă doresc tuturor sănătate, fericire, dragoste în casă, înțelegere în casă, pânică pe masă. Toți cei dragi să vă trăiască ce doriți să se împlinească. Iar la anul când venim sănătoși, să vă găsim. La mulți ani! Doamne ajută tuturor! Sărbători fericite! Frunzuliță voi de nu v-a cântat artistul Igor Cuciuc. Mulțumesc doamnei Alina Nichita pentru invitație, doamne Violeta Moraru, doamne Ala Mândicanu, echipei frumoase, prezentatorilor, ansamblului Vatra, extraordinar! Și în ultimul rând, o salutăm și pe Tatiana Triboi și pe doamna Cristina Nacu, cea care a avut această frumoasă idee, acest gând minunat să facem spectacole pentru moldoveni în Canada. Sărbători fericite, la mulți ani și mulțumesc de invitație! Până la noi întâlniri cu dumneavoastră! Vă mulțumesc! Bună seara pentru toată lumea! Eu aș vrea să reprezint pe tot dumneavoastră, că am stat ca și dumneavoastră în sală, astă seară. Și am fost impresionat de tot ce s-a petrecut în această seară, atât pe scenă, cât și în sală. Bravo! La toată lumea! Vreau să ofer acest mic cadou, acest mic buchet de flori la toată echipa care a organizat această seară. Ne mulțumim foarte mult și în frunte cu doamna Alina, care ea a fost miezul, ideea, așa? Și eu cred că ei toți merită o, să zicem, un tren plin de flori, un milion de flori acum seara, așa? Și împreună cu aplauzele noastre de această seară, le mulțumim la toată echipa și la albinuța noastră. Bună seara! Un mic anunț. Dragii noștri, să știți că eu am adus CD-uri de la Chișinău. Cine dorește, dacă le-a plăcut muzica, vreau să spun că este un CD nou-nouț, cu multă muzică nouă, care o să vă aducă multă dispoziție. Dacă doriți, puteți să-l procurați. Mulțumim frumos, sărbători fericite, la mulți ani și până la nouă întâlniri! Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat, mă! Lângă mine am 99 mânturi roditoare, taradai,
odată în an este ziua mea. Doar o seară în an mă veselesc așa. Doar cu mătru' meu e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat, mă! E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. Sărba tineretului, îi sărba norocului, îi sărba norocului. Cine-o joacă sunt soară, ori la-ntoamnă, ori la mare, ori la-toamnă, ori la vară. Ia să-i băi! Toarnă nea cu sticățui, cât de ulcică, baba e supărată, iarăși s-o culcat. Doarmă și trei zile, toarnă Constantinii, ne-a așteptat să și-i rugat. Toarnă-nea cu sticățui, cât de ulcică, baba e supărată, iarăși s-o culcat. Doarmă și trei zile, toarnă Constantinii, ne-a așteptat să și-i rugat. Cine-i om vestit în sat? Ăsta-i domn Vasile. Cinci băieți o însurată, ăsta-i domn Vasile. Domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești de aldemaș. La Vasile o născut femeia, o bucată de aur mare, îi fetița aceea. La Vasile bucuria-i mare, și te-n satul azi și-i bat când soarele răsare. Vreau o zană de găină și o nevastă gospodină, prișepută la gătit, dar și la iubit. Să facă zamă gustoasă ca la mama mea acasă, să-și iubească un bărbat, un sână ascult de satul. Dacă mă îndracoa și pâine, să știi că mă-nsor ca mâine. De faci și zamă de pui, azi mă-nsor și vorbă nu-i, măi!